Bun. A revenit. După ceva timp, cu un videoclip despre o berică. În cazul de față, se numește Primator. Undeva la 90 lei, mă rog. Toate s-au cam scumpit, până și cele care erau la un moment dat mai ieftine. Și este o bere destul de bună, dar de ce nu se vede? Pentru că avem lumina în partea asta. Ceea ce nașpa, dar așa. Premiul Lager Primator, bere din Cehia. Bere craft. Și scrie aici. Nu știu. Pavel sau Paul Novik sau ceva de genul acesta. Oricum, ca idee, ca să știți, mare majoritatea cică la noi consumă lager, adică o bere de asta blondă, pe care e pilsner și care ori mai fi. Nu am eu o statistică, vedem ce zice aici. Apă, malț de ors, am extract de hamei, pasteurizată. Unii pot să zică, din păcate, că nu e lăsată tocmai ca să fie nepasteurizată și să, eu știu, să-și termine ea procesul de fermentare. Distribuită de bla bla bla, nu mă interesează, ne mai uităm aici. Česká republika, da? Republica Cehă. Primator. Undeva la 90 lei, ce am văzut pe internet, sincer, mai știu cât am dat pe ea. Pentru că am luat-o acum, cred că are o lună de când am luat-o, n-am consumat-o, că de se consumă vin, poate băutură mai tare, mai fină, perioada rece, nu prea mai merge berea, pentru că nu prea mai e mici, nu știu, ca să meargă așa ceva mai sărat și prea mai e cald. Dar berea asta a mers foarte bună, ea a mers foarte bine, foarte bună, puțin amăruie. Dar puțin, exact cum trebuie să fie. Eu zic că este echilibrată. După ce bei de câteva ori, nu mai simțeam mărelea aia din gură. Dar pentru mine este o bere, cred că în top 5 până acum, sincer. Top 5, bere foarte bună. Face ceva spumă când o torni. Zic cu unii că, băi, că dacă îmi face spumă, înseamnă că nu e bere bună. Nu știu ce să zic. Cât de experți vor fi aia de spun așa ceva, cât de adevărat este, dar din punctul meu de vedere, o bere bună o simți și tu când o bei. Da? La fel cum simțim și când bem o apă de asta bună, de a noastră, care se numește Aura, că de fapt reclamă, că e foarte bună. Din punctul meu de vedere, apă la fel de bună, ca aia nu am băut până acum, apă plată mă refer, și au și minerală și e foarte, foarte bună. O bei de parcă zici că, nu știu, țesete, deși nu țesete și atât. Și o bei pentru că atât de bun e. În fine, trecem peste. Mai scumpicică, cred că e 10 lei sau ceva de genul, o sticlă de 0,75. Dar într-adevăr merită. Dacă nu aveți posibilitatea să vă filtrați apa și vezi ceva de calitate, să luați-o de asta, berea Aura. O să fac un videoclip, că fac chiar acum, sincer. Imediat după videoclipul ăsta, că tot sunt aici. Deci asta o bere foarte bună, echilibrată. Da, se vede, se văd bulele, frumos. Nu știu, eu zic că este o bere care merită banii. Știu că multe s-au scumpit. Știa zic cu 20%, 30%, dar unele s-au scumpit și cu 50%. Și când mă refer unele, mă refer la cele alimentare. Și cele nealimentare, dar cele alimentare s-au scumpit, în special cele care sunt mai bune, mai de calitate, și am văzut că au dispărut produsele mai bune, mai de calitate, care la un moment dat erau scumpe și probabil le-au scos pentru că în anumite zone, cică, mai sărace, domne, cel puțin în Craiova, același lanț de magazine, de hipermarketuri, nu au într-o locație aceleași produse ca în altă locație. Și e păcat, zic eu, dar asta este. Ce aș putea să vă mai spun? O bere foarte bunicică,
2024-2025 va fi un an mult mai greu decât anul ăsta sau anul care a trecut. Așa că vă recomand să vă țineți de bani și să nu dați pe prostii, pe, nu știu, pe ceasuri, mașini, pe telefoane, pe s-a amânat, zic eu, și pentru imobiliare, din punctul meu de vedere. Un sfat prietenesc și gratis. Decât dacă aveți rezerve și sunteți siguri că o să aveți un loc de muncă destul de bine plătit ca să vă ajungă să vă plătiți și voi datoriile. Da? Ce să mai zic? O bere bună. Chiar o recomand. Mai am încă câteva pe care nu am încercat și am încercat mai multe, dar n-am avut timp să le filmez, sincer, nici bună dispoziție. Mă tot omoară linita asta și oamenii care, din cauza sărăciei, dar nu numai, efectiv nu știu să, nu știu, nu țin, să zic așa, la sănătatea lor în privința poluării și fie mașini ieftine, când ar putea să ia ceva mai bun sau ar putea să ia chiar o mașină nouă, dar domne, nu e BMW, nu e Mercedes, nu e Audi, second, vere, ia că dau 10-15 mii, ce mașină bengoasă iau. Da, bă, deșteptule, dar bagi bani în ea după aia. Știu că da, că sunt mașini bune, 10 ani ai treabă, n-am schimbat nimic, știu poveștile. Nu mi-a căzut nimic, motorul țiplă, cutia țiplă, știu poveștile. Știu poveștile, cum știe și mecanicul meu care le repară. Nu mai credeți toți proștia sau poate norocoșii, nu știu, unii sunt chiar norocoși și sunt spălați pe creier. Că, domne, că ce e cea mai șmecheră mașină BMW-ul, ba nu mă că e Audi, du-te vă că e Mercedes-ul care e the best of the best. Bă, poate să fie și o amărâtă de Kia sau un DU, dar alea nu mai sunt mașini de 30 de ani. De fapt, cam nicio mașină nu mai de la orice brand de 30 de ani, dar mă rog. Cam asta este realitatea. Din păcate, lucrurile se fac pentru profit, se fac să fie cât mai ieftine, să dureze cât mai puțin, să le schimb cât mai des, să nu schimb cumva uleiul din cutie, să schimb uleiul la 15-20 de mii din, da? Ca să se strice mai repede, să se ucă motorul, cutia, să iei alta nouă, și tot așa. Și desigur, normal că sunt bune mașinile astea nemțești sau, pardon, europene, domne, pentru că trebuie să susținem economia europenilor, domne. Și suntem și noi afectați dacă nu merg vânzările, bă, dar nu știu cum să vă zic, dar vânzările astea nu merg pentru că sunt niște dobitoci de contabili care conduc mai mult și au mai mult firma ei, au mai multă putere ei decât, desigur, față de acționari ca să le facă ăstora bani. Decât au inginerii care sunt ferm convins că ar vrea să facă și ei lucruri mai de calitate și nu senzori și numai rahaturi de plastic ieftin și așa mai departe. Dar de asta este, nici tabla nu mai e ce a mai fost, nu mai e ce a fost cum era înainte, una mai groasă care avea, nu știu, habar n-am, un milimetru sau unul și, nu știu cât de groasă era, de exemplu, o mașină care avea tabla care a făcut acum 20 de ani, nu mai știu, dar vă spun sigur că era mai groasă decât asta de acum. Știu că și la mașina mea se vede diferență. Bună bere. Apropo, nu recomand consumul în exces minorilor, gravidelor, în niciun caz. Chiar dacă postez pe canal, deci într-adevăr, poate sunteți în căutare de senzații, dar vă spun, cel puțin celor care sunt, care au până în 18 ani, chiar până în 20, când încă nu sunt dezvoltați la creier, să nu bea prostii de astea sau foarte mult alcool, la chefuri, la astea, nu știu ce, nu mai zic de droguri și alte tâmpenii, pentru simplu motiv că vă afectează neuronii pe termen lung și o să aveți de suferit, atenție! O să ziceți, du-te bă, că a băut taică mea de când era mic, a fumat de când era mic, am bunicul meu, că nu știu ce. Alea erau alte vremuri de mâncarea și tot era mai sănătos și nu numai aici și în afară, așa că aveți grijă.
că nu mai e chiar așa cum era înainte. Că a fumat până la 80-90 de ani și 80-90 de ani și tot n-a murit și nu mai e chiar așa. Bagă mizerii ca să fiți dependenți fie de zahăr, fie de nicotină și așa mai departe. Mâncare la fel, multă grăsime, multă sare, mult zahăr. De-aia ne și îngrășăm, de-aia și mâncarea e mai nesănătoasă la noi, deși are cam același preț, dacă nu chiar mai scumpă decât în țările mai civilizate, dar acum e, nu știu, în Germania, Elveția, Belgia, vă alegeți. Asta este adevărul, din păcate, pentru că, ca să vezi, noi nu avem lanț de magazine românesc care să concureze. Și ca să vedeți, este un lanț de magazine care este creat și se vrea să fie creat și să se extindă în România, se numește Unirea, ar face depozite și ar aduce marfă românească ca să cumpere românii produse românești, nu știu ce, în special legume, fructe. Dar ca să vezi, ăia de erau la conducere au tocmai cei care făceau parte din mari distribuitori care distribuie și care alimentează hipermarketurile. Deci despre ce vorbim aici? Adică facem ceva pentru noi sau ne conduc tot ăia și stai bă, că noi pierdem milioane, știți că băgăm produse și miliarde de euro, da, anual, că păpica e importantă în orice țară, nu știu cum să vă zic. Și la noi se trece vama, da, frumos, cu produse care sunt din Spania, din Turcia și din mai știu eu ce țări de astea de mâna a doua sau a treia, din Africa, habar n-am, și se dau în piețe căci că ar fi produse românești care n-au niciun gust și au un gust de cauciuc, așa că atenție la ceea ce consumați. Regret să spun, dar mai bine cumpăr dintr-un hipermarket care are totuși cât de cât un control, și mai bine cumpăr o roșie din Spania, Olanda, care are gust, miros, decât o roșie românească care este de cauciuc și care e de fapt din Turcia sau orice din Turcia. Nu știu, deci eu nu înțeleg cum am devenit noi sclavestura din Turcia și cum am început să importăm de la ei orice, de la haine, să-i lăsăm să ne facă drumuri, să-i lăsăm să ne mituiască, că desigur nu au mituit niciun politician, dacă să cumpărăm de la ei BMC-uri și alte autobuze, trolebuze și mai știu ce rahaturi de mâna a doua. S-au lăsat ăștia de la Toyota convinși, deși probabil cred că din cauza că produceau mult mai puțin și probabil că mai aveau și ei niște autostrăzi pe acolo sau niște căi maritime poate mai bine dezvoltate decât noi, când putea foarte bine să vină cu alea și să investească și pe la noi prin țară, da? Noi cum importăm câte 100.000 de indieni, pakistanezi, oameni din Bangladesh, Vietnam și mai știu eu pe unde, că noi nu avem de ce să lucreze românul la un salariu decent, când pot să aducă 2-3, nu pe acest salariu. Bă, noi suntem proști. Sper să termine și cu mizeria asta și cu emigranții ăștia, cu forța asta de muncă, domne, că nu știu ce. Bă, tată, mai dați și voi de muncă la oameni. Mai țineți-vă și nu e vorba numai, țineți-vă oameni, nu numai aici în România. E vorba că nu ne păstrăm oamenii, nici neamțul nu mai are loc de români sau de bulgari. Și nu numai. Vin turcii, vin afganii, vin sirienii, vin libanezii, habar n-am, marocanii și care mai vin pe acolo, pe la ei și nu numai. Și ei nu fac nimic și le fac probleme, fură, crime, violuri și așa mai departe. Unii din ei. Da, Suedia care ne dădea 9 lecții, domne, apropo de țigani și asta, uite ce a ajuns. Suedia. 50% nu pot să integreze și ea produc, teoretică, nu sunt statistici reale, pe la 500 de milioane din chestii ilegale. Asta a ajuns Suedia, cu femeile frumoase, blonde și ochi albaștri și cu oțelul lor suedez, vai de mama lor. Cu sabu și cu Volvo să fie deținuți de chinezi și sabu să dea faliment pentru că și-a bătut americanii joc. Vai de mama lor. Da, asta este, ce pot să zic. Dacă și la ei, adică și ei și-au vândut industrie. Da, de, probabil ei au fost puțin mai deștepți și au mai negociat niște chestii. Noi o vindem fără să negociem nimic, că nu suntem mai deștepți, suntem oameni
patrioți și deștezi, bă, suntem oameni ai dracu, suntem mândri, bă, tată, că suntem români, știi? Dar la noi în țară mâncăm semințe, bem bere la scară, spargem semințe la scară, aruncăm mizerii pe jos, aruncăm peturi peste tot. Am fost acum câteva zile să iau de la o cișmea niște se iau apă. Și efectiv am găsit numai peturi aruncate și la 20-30 de metri era biserică și lângă erau tot așa un cimitir. Oamenii care trec din satul ăla, înțeleg că o fi un sat sărac, că primarul nu o fi nu știu cum, că preotul nu o fi nu știu cum, bă, dar voi ca oameni nu puteți, mai ales că sunt mai mult ca sigur, sunt mulți pe care stau și sunt asistați social sau sunt pensionari. Bă, dar voi ce faceți, mă, că unii dintre voi sunteți în putere, nu puteți să fiți și voi buni gospodari să curățați măcar locul sau să nu mai aruncați pe acolo. Adică tu stăteai să arzi lângă cișmea, să faci focul și să arzi plastice. Cât de dubitoc și cât de retardat să fii. Am stat eu ca să curăț acolo, că mi-era mie rușine. Vorba aia, mai mare rușinea să vin altul din altă oraș sau alt țară să-ți facă ție curat, că tu nu ești în stare aici. Ăsta e neamul. Într-o propoziție. Ce să mai vă rog să fiți sănătoși, aveți grijă că e viroză, deși nici eu nu prea port, dar încerc să limitez și mă duc seara când e mai liber să mă duc în spațiile închise. Dacă mă duc în spital sau undeva, de regulă o să iau mască la mine și deocamdată, bine că Dumnezeu m-a protejat și am avut și eu grijă. Nu am la vreo gripă, nu am la vreo răceală, dar acum trag de nas pentru că eu sunt cu sinusurile, da? Cu linita asta cronică nenorocită de la poluare, de la ce naiba o fi. O să mă opăresc peste vreo 2 luni. Sper să fie totul bine. Nu mă mai opărez aici prin Creava, că nu vreau să mai trec prin bisturiu și am zis să mă duc în București să trec prin la oameni mai profesioniști. Sper că doamna doctor este un om profesionist și asta mi-a cam dat mie senzația. Și sper să mă rezolv frumos cu laserul, să scam naiba de inflamațiile astea și de toate cele. Așa că vă urez numai sănătate, aveți grijă de voi și de familie voastre. Să ne auzim cu bine și să fim și noi sănătoși și să o ducem naiba și noi în sus. Ca popor să urcăm și noi, să o ducem și noi mai bine. La revedere!